Stimați credincioși, să redeschidem cuvântul Domnului și să citim din Evanghelia după Luca, din capitolul 24, vom citi primele opt versete și apoi din versetul 36. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt, dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturdată de pe mormânt. Au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Isus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ. Dar ei le-au zis: Pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învie. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Isus. Versetul 36. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Isus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el le-a zis, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau și se mirau, el le-a zis: Aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis: Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci, în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa se trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. E o bucurie pentru noi ca împreună fiind să spunem Hristos a înviat. Învierea Domnului nostru Isus este acest eveniment petrecut a Evia în trecutul omenirii, eveniment care reașează lucrurile, care ne oferă o perspectivă nouă asupra vieții, asupra zilei de mâine, asupra viitorului. Cu siguranță că învierea Domnului nostru Isus se leagă de viața noastră. Scriptura pe care am citit-o în această dimineață rememorează o parte a evenimentelor care s-au petrecut în dimineața în care Domnul nostru Isus a înviat, și în seara acelei zile, când Domnul Isus s-a arătat ucenicilor Săi, dovedindu-le cu putere că, într-adevăr, El a înviat, că El este cel care, pe care l-au știut înainte, că trupul lui e trup de carne și oase, că ce văd în fața ochilor lor nu e un duh, ci este, într-adevăr, Isus cel viu binecuvântat să fie în numele lui în veci. Învierea lui Isus, fiul lui Dumnezeu, schimbă destinul nostru și așa cum spuneam, ne oferă o nouă perspectivă asupra vieții. Cu siguranță că între învierea lui Isus, Fiului Dumnezeu, din morți și viața noastră a oamenilor este o legătură foarte, foarte strânsă. Primii creștini au mizat totul pe adevărul învierii Domnului Isus. Apostolul Pavel scria corintenilor aceste cuvinte. Dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Iisus Hristos a înviat, este viu. Și cu siguranță că toți cei care cred că Iisus Hristos a înviat din morți, se gândesc să își orienteze viața, să își reorienteze viața în acord cu învierea Domnului Isus. În dimineața aceasta, vin în fața dumneavoastră cu dorința de a vă împărtăși un mesaj pe care l-am intitulat Învierea lui Isus, o speranță pentru lumea aflată în criză. Așa este, în lumea în care noi trăim, sunt multe crize de tot felul. Învierea lui Isus, fiul lui Dumnezeu, este aducătoare de speranță învierea lui Isus aduce garanții care certifică, garanții care confirmă speranța noastră, speranța noastră în Hristosul care a înviat. Cinci adevăruri vă voi împărtăși în această dimineață, adevăruri care în fapt sunt garanții ale învierii lui Isus, sunt adevăruri garantate din învierea Domnului nostru Isus. Și aceste adevăruri reale, garantate din învierea lui Isus, aduc speranță. În primul rând, învierea lui Isus Hristos este dovada prezenței lui Dumnezeu în lume, a prezenței active a lui Dumnezeu în lume. Dumnezeu nu a părăsit lumea. Dumnezeu este prezent în mijlocul creației sale. Dumnezeu se găsește într-un legământ făcut cu creația sa. Dumnezeu este cu noi faptul că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat, s-a făcut om și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, faptul că a murit pe cruce pentru păcatele noastre și ne-a răscumpărat în felul acesta de sub vina noastră și de sub păcatele noastre și de sub pediapsa care trebuia să cadă peste noi, faptul că Isus Hristos a înviat din morți, toate acestea confirmă intervenția lui Dumnezeu în mijlocul creației intervenția lui Dumnezeu în mijlocul acestei lumi. Dumnezeu ne a părăsit lumea. Iisus Hristos a înviat. Învierea lui Iisus Hristos garantează faptul că Dumnezeu este prezent în lume și este prezent în mod activ în lume. El lucrează. Binecuvântat să fie în numele Lui Cel Sfânt. Apostolul Petru, în prima sa epistolă, capitolul 1 cu versetul 5, ne spune că, în urma acestei lucrări, noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea, gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Uneori, oamenii se simt părăsiți. Aud pe unii spunând: Dar oare mai este Dumnezeu cu oamenii? nu cumva a părăsit lumea, când te uiți la ce se întâmplă în jur, la crizele care ne omenirea, la câte tragedii se întâmplă în viața unor familii, întrebarea aceasta este o întrebare care te lovește și asupra căreia trebuie să cugeți, să meditezi. Este Dumnezeu cu noi? Răspunsul este ferm. Da, Dumnezeu este cu noi. Nu ne-a lăsat, nu ne-a abandonat. Învierea lui Isus, acest eveniment cu caracter istoric incontestabil, garantează că Dumnezeu se implică activ în lume. Isus a murit. Isus a înviat. Învierea confirmă că Dumnezeu este cu noi. Și de aceea acest mesaj plin de speranță, pe care îl auzim în ziua învierii Domnului nostru Isus, și anume mesajul nu vă temeți. Nu vă temeți. Dumnezeu nu a abandonat lumea. Dumnezeu nu a abandonat biserica. Dumnezeu nu a abandonat familia. Dumnezeu este cu noi. Binecuvântat să fie în numele Lui cel Sfânt. Acest mesaj al învierii lui Isus Hristos, repet, confirmă că Dumnezeu este activ în mijlocul acestei lumi. Este aproape de noi. Nu ne-a părăsit. Să nu ne uităm, în primul rând, la circumstanțele care pot părea descurajante, și să privim cu încredere, dincolo de perdeaua evenimentelor care izbesc privirea, să privim cu credință la Dumnezeu, care este suveran, care este împărat, care domnește și care face semn omenirii că este de partea ei prin faptul că l-a dat pe fiul său la moarte și prin faptul că l-a înviat din morți. Așadar, învierea lui Isus garantează că Dumnezeu este activ printre noi, lucrează printre noi. Să ne uităm la acest adevăr și el să fie pentru noi o semânță de speranță. Dumnezeu va lucra și pentru tine. Dumnezeu va avea grijă și de tine. Cum a spus Mântuitorul, dacă El se îngrijește și de florile de pe câmp, cărora le dă o frumusețe unică, dacă El are grijă de păsările cirului, dându-le hrană la vreme, îngrijindu-se, dacă el este atât de preocupat de detalii, că până și firele de păr din cap ne sunt numărate, toate acestea confirmă faptul că Dumnezeu se va implica și în problemele noastre, mari sau mici. Dumnezeu este cu noi. Învierea lui Sus garantează că Dumnezeu este activ. Asta să ne aducă speranță, stimați frați, stimate surori. În al doilea rând, învierea lui Iisus Hristos garantează iertarea păcatelor și justificarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Marea problemă cu care omenirea s-a confruntat din vechime este legată de problema păcatului. Păcatul în sine implică trei probleme distincte. Întâi de toate este vina în sine, fapta făcută, păcatul săvârșit, care aduce înaintea lui Dumnezeu vinovăție. Apoi e statutul de inculpat pe care păcatul îl atrage după sine. Și în final este statutul de condamnat. Dacă e să facem o comparație între ce se întâmplă în relația unui făcător cu autoritățile țării, cu instituțiile țării, și ce se întâmplă cu un om care păcătuiește în relație cu Dumnezeu, paralela este foarte simplă. Dacă un om face o greșeală, săvârșește o călcare de lege, el e vinovat, Vinovăția aduce după sine statutul de inculpat. E arestat și e numit inculpat. Iar apoi este trimis în judecată și după ce este judecat se numește condamnat. În relația noastră cu Dumnezeu lucrurile stau asemănător. Făcând împotriva lui Dumnezeu păcate, suntem vinovați. Păcatul atrage după sine culpă și culpa atrage după sine pediapsă. De asta nu putem scăpa. Marea întrebare este cum putem scăpa? N-avem nicio, nicio resursă în noi înșine să rezolvăm această problemă. Cum spuneam și altă dată, spun și în această dimineață. Nu putem merge înaintea lui Dumnezeu rezolvând problema păcatelor noastre, compensând păcatele făcute cu lucruri bune. Păcatele pe care le facem nu pot fi înlocuite cu fapte bune. Înaintea lui Dumnezeu, păcatul nu se iartă prin compensare punând în loc o faptă bună. Oamenii și închipuie că pot să rezolve așa înaintea lui Dumnezeu problema vinovăției lor, a păcatelor lor. Problema niciodată nu se poate rezolva prin compensare. Dacă faci față de autoritățile țării o greșeală, un păcat. Și după ce faci păcatul acela, să zicem, cineva te dă în judecată sau autoritățile sau s-a întâmplat ceva și a fost omul acela arestat și acum se găsește în fața instanței. Imaginați-vă că ați fi într-o asemenea situație. Să vă ferească Dumnezeu, să fiți oameni cum se cade. Să nu ajungeți în situația aceasta. Dar să presupunem că ai putea ajunge. Și acolo, tras în fața judecătorului, la răspundere pentru faptele pe care le-ai făcut, judecătorul îți dă dreptul să te aperi. Ai putea să te duci în fața judecătorului și să spui, domnule judecător, este adevărat, că am făcut un accident și în urma accidentului aceluia a murit un om. Este adevărat, îmi pare foarte rău. Nu știu cum să explic faptele, dar ar trebui să fiți îngăduitori cu mine și să luați în considerare că de când sunt șofer eu am respectat toate legile de circulație. De fiecare dată le respect. Acum o dată nu le-am respectat. Și apoi vă rog frumos să nu uitați încă un lucru, domnul judecător. Eu sunt un soț iubitor, eu sunt un tată bun, eu mă duc la biserică, eu fac și dărnicii, eu ajut pe cei care sunt în ecaz. E adevărat, am greșit aici. Dar n-ați putea cumva să luați în socoteală toate realizările mele de tată, de soț, de cetățean și să le puneți în compensare acestei greșeli și greșeala să fie dată la o parte și să mă iertați? Vă întreb, pledoaria aceasta va avea vreun succes? Răspunsul este categoric nu pentru lucrurile bune pe care le-ai făcut, ai meritul tău. Dar meritele, succesul tău moral nu anulează nici măcar un păcat din cele pe care le-ai făcut. Pentru păcat plătești. Din cauza aceasta, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce pentru noi. Învierea lui din morți e garanția dată de Dumnezeu că jertfa lui Iisus Hristos este suficientă și este eficientă. Că jertfa lui Iisus Hristos, că iertarea care vine din partea lui Dumnezeu este garantată. Ascultați, vă rog, cuvântul, Roman, capitolul 4, versetul 24 la versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta ne spune așa. Este scris și pentru noi cărora de asemenea ne va fi socotită neprihănire. noi celor care credem în Cel ce a înviat din morți pe Isus, Domnul nostru, care, notați vă rog, a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Priviți, vă rog, cu atenție la această scriptură. Ea spune că Isus Hristos a fost dat la moarte, din pricina nelegiuirilor noastre, afără de legilor noastre și învierea Lui. El a înviat din pricină că am fost o cotiție de prihăniți. Învierea Lui Isus Hristos are drept cauză faptul că Dumnezeu a primit jertfa Lui. Dumnezeu îl învie pe Isus pentru că noi am fost o cotiție de prihăniți în această jertfă. Învierea lui Isus garantează iertarea păcatelor oameni buni. Unii dintre dumneavoastră aveți proaspătă amintirea unor păcate în care ați căzut. De bună seamă că amintirea acestor păcate are partea pozitivă. Conștientizarea celor întâmplate e bun prilej să te întorci cu pocăință la Dumnezeu și să te îndrepți. Dar dați-mi voi să subliniez, oricât ar fi fost de mare păcatul și oricât de apăsătoare ar fi povara lui pe sufletul tău, nu uitați, vă rog, acest cuvânt. Isus a fost dat la moarte din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Învierea lui Isus garantează că iertarea păcatelor este posibilă. Garantează că justificarea noastră înaintea lui Dumnezeu este o certitudine. Cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta este cât se poate de limpede. Din cauza jertfei lui Iisus, Dumnezeu dă decretul de grațiere. Și în urma acestui decret de grațiere, oameni buni, păcatele noastre sunt iertate. Iisus a murit pentru noi, Iisus a înviat. Aceasta ne dă dreptul să privim viitorul cu speranță. Oamenii care nu se întâlnesc cu Iisus Hristos în crucea și în învierea Lui, puși față în față cu propriile păcate, n-au nicio speranță. Poți să faci două lucruri să ignori ce s-a întâmplat. Efectiv, să nu bați seama ce s-a întâmplat. Asta este o perspectivă. Omul care a căzut în păcat poate scăpa pentru o vreme, poate să aibă confortul emoțional, supletesc pentru o vreme, din cauza poverii păcatului, poate să obțină liniștea aceea interioară pe calea ignoranței. Nu mai bagă în seamă. uite, Le aruncă de o parte. Nu-i nimic se minte singur. Este ca și cum, ți -ai, cum ai avea durere în corpul tău, ai fi rănit de moarte și ai suferi, ai avea o durere teribilă, o suferință fizică teribilă, să nu-i mai reziști și te -a face anestezie. În loc să rezolvi rana, în loc să cureți rana, în loc să te duci la medic și să cauți vindecarea, dai o injecție de anestezie locală. Și nu mai simți nimic. Te simți bine. Exact așa este omul care face păcat și care se duce pe calea neglijării acelui păcat. Pentru un moment obține liniște, poate chiar se și bucură repetând păcatele, conștiința lui, sufletul lui se găsește sub anestezie. Asta e problema. Calea a doua este să se confrunți problema. Dacă o păstrezi în memorie, dacă nu ignori și te duci pe drumul tău, sfârșitul este cel pe care l-a avut Iuda. Mai devreme sau mai târziu, omul care își asumă povara păcatelor, îi conștient că o are și nu se duce la acela care îl poate scăpa și spăla, mai devreme sau mai târziu cade în disperare. Și disperarea poate să fie atât de profundă încât să conducă și la sinucidere în unele cazuri. Soluția pusă în fața noastră de Dumnezeu este foarte simplă. Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. El a înviat din morți. Moartea Lui înființează iertarea și răscumpărarea și învierea Lui o garantează, îi garantează autenticitatea, aplicabilitatea, și din cauza acestei învieri a Mântuitorului putem să ne uităm cu speranță înspre confruntarea noastră cu Dumnezeu din ziua de judecății de apoi. Iisus a murit pentru noi, a înviat pentru noi. Vă îndemn în numele Lui Dumnezeu în ziua aceasta de sărbătoare, în zi de sărbătoare a învierii Domnului, să onorăm pe Dumnezeu și să ne adăpostim lângă Isus Hristos Domnul, de la care să căpătăm liniște și pace în sufletele noastre. Hristos a înviat. Slăviți să fie în numele Lui. Unii dintre dumneavoastră încă nu v-ați predat viața lui Dumnezeu. Vă îndemn să vă puneți în rânduială cu Dumnezeu. Alții s-ar putea să repetăm povestea nefericită a lui Petru, care, deși l-a cunoscut bine pe Domnul Isus, în momentele de ispitire și încercare, în ceasul întunericului vieții sale, s-a lepădat de Domnul Isus. E posibil ca unii dintre noi să fim frați cu Petru în cădere, în alunecare. Ceva s-a întâmplat, n-ai vegheat, legământul cu Dumnezeu s-a slăbit a apărut compromisul moral, căderea în păcat, te-a te-a te dus unde nu vrei să stai și te ține mai mult decât ți-ai imaginat vreodată că vei rămâne în locul acela. Și îți cere preț când nici nu știi să plătești și n-ai. Putem să ne înfrățim cu Petru și în restaurare. Petru s-a întors. Învierea lui Isus Hristos a făcut posibilă întoarcerea. Învierea lui Isus face posibilă și pentru tine întoarcerea. Face posibilă pentru tine reînnoirea legământului tău cu Dumnezeu. E bine că în această zi de sărbătoare ne întâlnim împreună la slujbă în Biserica Emanuel. De asta trebuie să spună ceva. Hristos a înviat. Să învie și relația, și legământul tău cu Dumnezeu. Hristos prin învierea lui, confirmă că Dumnezeu lucrează pentru tine. Și că iertarea și justificarea îți sunt garantate. Numai să te întorci la Dumnezeu. Numai să spui viața în mâinile lui și să ai credință. În al treilea rând, învierea lui Isus Hristos garantează regenerarea noastră sau înnoirea ființei noastre. Apostolul Pavel ne vorbește despre legătura Apostolul Petru ne vorbește despre legătura între, dintre învierea lui Isus Hristos și renașterea ființei umane, nașterea din nou a sufletului nostru. 1 Petru capitolul 1 cu versetul 3. Apostolul Petru exclamă, aducând lui Dumnezeu laudă cu cuvintele: Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou, prin învierea lui Isus Hristos din morți, la unădej de vie. Vă rog să vă uitați la acest cuvânt. Petru, pentru noi toți creștinii din toate generațiile, proclamă că de la adresa lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus. Iată ce a făcut după îndurarea sa cea mare, a avut milă de noi. Ne-a născut din nou. E schimbarea ființei umane, e renașterea sufletului omenesc. E viață din Dumnezeu adusă în sufletul pierdut. E dezlegare de legătura patibii. E înnoire morală, e transformare, e sfințire. E eliberare de puterea răului, a păcatului, a diavolului. E înfiere, e aducerea în familia lui Dumnezeu. E transformare în esența, în vâna noastră spirituală. Duhul lui Dumnezeu vine în noi și renaște, regenerează, dă viață omului, sufletului. Îi dă viață pe dinăuntru. Poți să fii viu pe din afară și putred în putrefacție pe dinăuntru. Poți să fii viguros, să fii tânăr, să sclipești de vigoarea tinereții și în interiorul tău să fii un putregai, în interiorul tău să fie mortăciune. Nici o bucurie, nicio o speranță, nicio perspectivă, nici o, un vis, nici un viitor, nici un Dumnezeu, nicio o curăție, decât degradare, 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 degradare și la capăt pierzare. Auziți, după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos. Efectiv, sufletul revigorează, se înverzește pe dinăuntru, ca o scorbură care, nu știu dacă e posibil la o scorbură, nu e posibil. Cei putere, putere rămâne. Ea se numește nașterea din noi, miracolul vieții pe care îl dă Dumnezeu celui pe care îl naște din nou, slăviți să fie în numele Lui. Învierea lui Iisus garantează că această naștere este posibilă. Nu doar că este posibilă, dar experiențele de viață ale multora dintre noi confirmă că așa este. Dumnezeu ne-a născut din nou, slăvit să fie în numele Lui cel Sfânt. Apostolul Pavel subliniază și el dimensiunea aceasta învierii lui Iisus Hristos în Roman, capitolul 8, de la versetul 10 la versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu spune și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, adică acest corp în care trăim, dacă Isus Hristos este în noi, în oasele și în carnea noastră, în sufletul și în duhul nostru, în mintea noastră, în structurile interne ale ființei noastre, în moleculele care alcătuiesc ființa noastră, trupurile voastre, spune Scriptura, sunt temple ale Duhului Sfânt. Auziți, dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și apoi. Și dacă. Și acum se leagă de trup. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus Hristos din morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Când ne uităm la această promisiune, o citim ca pe o prima dată ca pe o promisiune escatologică. Vedem, întrevedem în acest text speranța în învierea viitoare. E învierea din ziua de apoi. Nu anulăm și nu îndepărtăm această semnificație acestui text. Dar dați-mi voi să observ că intenția lui principală nu este să ne mâne cu gândul la învierea de apoi ci să ne vorbească ceva despre situația prezentă a vieții noastre. Uitați-vă la versetul dinainte, versetul nou. Dacă Hristos este în voi, trupul vostru, acest trup, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii și acum ceva pentru trupul acesta al vostru. Dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți, acolo ce va învia, dar așa putem citi, va da viață și trupurilor voastre muritoare, acum în starea asta. În context e întrebarea, cine mă va scăpa pe mine de legăturile păcatului care guvernează în acest trup de moarte? Versetul 12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. 13. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Vedeți că e vorba despre asta. Despre lucrarea pe care Hristosul cel înviat, prin Duhul Sfânt pe care l-am primit, o face în inima celui care a fost născut din nou. Păcatul poate fi învins. Patima poate fi învinsă. Sufletul tău poate fi înuit. Învierea lui Isus garantează că așa stau lucrurile. Numai să ai credință. Nu să ai credință și să-l chem cu toată inima și cu tot sufletul tău. Amin. În al patrulea rând, învierea lui Isus este garanția învierii viitoare, și în același timp este prototipul învierii celor credincioși. Deci, două afirmații care se leagă de ziua de apoi foarte importante. Învierea lui Isus garantează că va fi o înviere a morților. Și pe de altă parte, învierea lui Isus arată cum vor fi înviați credincioși. 1 Corinteni capitolul 15, versetul 20 la 24. Isus este primul rod al învierii. El reprezintă garanția că Dumnezeu va aduce învierea morților pentru toți ceilalți morți în ziua de apoi. Auziți ce este scris. Dar acum, 1 Corinteni 15 cu 20, dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Ce înseamnă cuvântul pârga celor Adormiți, pârga. Este primul rod. Acum copacii sunt în floare. Florile sunt promisiuni. O să treacă repede timpul și vor prinde rod, și acolo, pe la sfârșitul lunii mai, o să se coacă pe ramuri primele cireșe. Prima care se coace se numește pârga ea transmite un mesaj. Și celelalte se vor coace. Această, acest prim fruct care se coace este modelul după care se vor coace și celelalte și este și garanția că și celelalte se vor coace. Hristos a înviat pârga celor adormiți căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și în vierea morților, adică prin Isus Hristos. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Vă să vă uitați la această afirmație: După cum toți murim în Adam, adică murim biologic, toți murim biologic, tot așa toți vor învia în Isus Hristos. Învierea lui Isus, Fiul lui Dumnezeu, este garanția învierii de apoi. Asta ne dă dreptul să ne uităm la ziua de mâine cu speranță. Și nu doar că e garanția învierii morților, ci este și prototipul, este modelul după care vom învia și noi. Cuvântul Domnului în Filipeni, capitolul 3, versetul 20 la 21, ne răspunde la o întrebare. Cum va fi oare trupul învierii noastre? Va fi o înviere. Dar acel trup pe care îl vom căpăta la înviere, cum va fi? Ce putem spune despre el? În Filipeni 3, 20, 21 ni se răspunde. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos, Auziți, el va schimba trupul stării noastre smerite. Adică acest trup în care locuim acum. Va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Despre ce e vorba când se spune trupul slavei sale? Adică trupul învierii sale la înviere, Dumnezeu va schimba trupul stării noastre smerite. Trupul acesta îl va schimba. Unii dintre dumneavoastră sunteți în vârstă și cu suferințe trupești. Vorba lui Pavel, gemem în cortul acesta, adică în trupul acesta. Și așteptăm să fim îmbrăcați peste el cu cel nou. Și tot Pavel spunea, după cum am purtat trupul celui vechi, așa a lui Adam, trebuie să purtăm la înviere trupul Domnului Hristos. Auziți? El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Asta face Dumnezeu. Învierea lui Isus E garanția că vom învia, dar și garanția că vom avea parte de o înviere ca a Lui. El e modelul, El e prototipul. Îl vom urma în tocmai. Asta spune Scriptura. Și asta ne dă dreptul să ne uităm la viitor cu speranță. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Unii au venit și au spus că Isus n-a înviat cu adevărat, că la înviere trupului n-a fost un trup material, un trup de carne și oase, un trup cu substanță materială, ci a fost ceva imaterial, un trup spiritual, un trup duhovnicesc, ceva, ceva uh, ca o apariție fantomatică, o hologramă sau, cum au gândit ucenicii, un duh. Unii au interpretat spunând că arătările lui Isus după înviere sunt o materializare în fața ucenicilor, dar în esență trupul lui înviat nu-i materie, e spirit. El doar s-a materializat, făcându-se vizibil și această materializare, dematerializare a ținut până la în înălțare și glorificare și de acolo încoace, gata, n-are treabă cu trupul. Așa și-o închipui tot. Biblia ne învață altceva, frate și surori. Biblia ne învață că întruparea lui Isus este irreversibilă și că El a păstrat trupul omenesc și în înviere și în înălțare și este modelul după care vom fi înviați și noi. Uitați-vă la Scriptură și să observăm cu gândul de a observa preocuparea ca această subliniere, trupul în viața lui Isus este materie, este corp, nu e spirit, nu e un duh, nu e ceva ce se arată în fața ochilor, cum ai vedea un înger, poți să dai cu mâna până el. Nu e o materializare de circumstanță, un miracol. Este aievia, ca al nostru. Și cum va fi în viitor, la înviere al nostru. Trup real. Uitați-vă la dovezile din Scriptură. Matei ne arată că femeile evlavioase, Matei 28 cu 9, au vrut să-i cuprindă picioarele. L-au văzut în viat, s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Asta au făcut! Dacă zice, s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Înseamnă că au cuprins picioarele și i s-au închinat. Ce se prins dacă nu -i? Apoi, Luca ne spune că cei doi ucenici care mergeau spre Maus l-au întâlnit pe drum și au vorbit cu el, au vorbit cu el, iar apoi Isus a intrat în casa lor, a stat cu el la masă, a frânt pâinea și frângând pâinea, după ce a binecuvântat pe Dumnezeu, ne spune Luca, și acest este un, un, un miracol, s-a făcut nevăzut din mijlocul lor e viu. Apoi Luca insistă, 24, capitolul 24, versetul 37 la 43, este un cuvânt pe care trebuie să-l citim cu atenție. Și încheia acestei întrebări. A înviat Iisus cu adevărat în trup? Trupul lui a fost un trup real? E o legătură între corpul care a murit, pus în mormânt și cel înviat? Sau a rămas trupul în mormânt și ce vedem noi altceva? o apariție angelică, un trup spiritual, adică nematerial. Plin de frică și de spaimă, ucenicii credeau că văd un duh. Să ne uităm și la versetul 36. 36. Pe când vorbeau ei astfel, Iisus însuși a stat în mijlocul lor și le-a zis pace vouă. Acum, imaginați-vă dumneavoastră, să mormântezi pe cineva drag, să-l pui în mormânt, să-l jelești, să te doară că n-ai avut ce să faci, îl lași acolo în mormânt și te duci acasă. Și când vii acasă, mâine seară, în timp ce stai de vorbă în casă, jelind, să-l vezi pe mort. Cum te simți? Normal că n-ai zice, bine ai venit acasă. Te-ar trece toate spaimele. Așa s-a întâmplat ce cu ucenicii. Versetul 37. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Un strigoi, un duh. Apoi continuă cuvântul, dar el a zis, pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Eu sunt pipăiți-mă. Simțul tactil este cel mai sigur simț cu care înzestrat Dumnezeu ființa umană. Se vorbește de iluzie optică, ți se pare că vezi. Se vorbește și de iluzie la nivelul auzului, ți se pare că ai auzit. Dar nu există iluzie la pipăit este cel mai sigur simț. Iisus s-a expus acestui simț. Ce să pipăi dacă nu materia? Ce să ții în mână? În mână să ține materia. Pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are carne, nici oase. Cum vedeți că am eu. Am viat în trup. Apoi, Versetul 40. După ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Mai departe. Fiindcă ei, și aici este o, o chestiune interesantă, asta surprinde Universul Interior al Ființei Umane. Fiindcă ei de bucurie încă nu puteau crede. Deci există o bucurie așa de mare care îți blochează credința. Nu știu dacă o avem noi în dimineața asta. De bucurie încă nu puteau crede. Și se mirau. Uh. Eu m-am rugat de fratele Cozmin mult timp în urmă să tot vină în părțile noastre și să slujească în zona acnită așa mai departe. Și au fost vorbe între noi, ani, așa, pe parcursul anilor. Și într-o zi mă sună și îmi spune, Nelu, vreau să-ți aduc o veste. El era în Georgia, în Statele Unite, în Atlanta, slujea acolo păstor. Zice, uite, am luat o decizie împreună cu familia mea, ne mutăm în România și venim la Agnita. Asta e o glumă, așa, gândi în de luna aprilie, de început, la care zice el, stai, stai, când nu-i glumă. Și îmi trimite fotografiile de pe bilete să le văd. Replica mea a fost, acum înțeleg eu Luca 24, 41 De bucurie nu puteau crede. Se mirau, revenind la text, el a zis, continuând dovezi, că, do, să dovedească faptul că a înviat în trup. Aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Ce mai vrem? le-a luat și a mâncat înaintea lor. Evanghelia după Ioan ne spune că Maria l-a confundat cu un grădinar. De mai spune în Ioan 20 cu 27 că s-a arătat ucenicilor săi și le-a arătat mâinile și coasta sa. Iar în acel memorabil dialog cu Toma, Ioan capitolul 20, versetul 27, Isus îi spune lui Toma, aduți degetul în coace, Uită-te la mâinile mele și adu mâna și pune-o în coasta mea, și nu fi necredincios, ci credincios. Într-adevăr, stimați frați, Iisus Hristos a înviat în trup. Învierea Lui garantează că și trupurile noastre vor învia. Natura trupului său înviat reprezintă prototipul învierii noastre. Asta să ne aducă în inimă speranță. În ultimul rând, dimineața aceasta, învierea lui Isus este lumina speranței pentru lume. Am spus că învierea lui Isus garantează prezența activă a lui Dumnezeu în lume. Am arătat în al doilea rând că învierea lui Isus este garanția iertării păcatelor și a justificării noastre înaintea lui Dumnezeu. În al treilea rând am subliniat că învierea lui Isus garantează regenerarea noastră și puterea de a trăi în sfințire. Apoi, am spus că învierea lui Isus este garanția învierii viitoare și prototipul trupurilor înviate ale celor drepți. Iar acum, în final, învierea lui Isus este lumina speranței pentru mai bine. Ne putem uita la lume, în două feluri. Putem gândi istoria umanității în două feluri distincte. Ne putem uita la ea și pe prima pagină să vedem crizele. Crizele economice, crizele sanitare, violența, sărăcia, moartea, războiul și toate tragediile asociate. În acest peisaj sumbru, învierea lui Isus este o excepție. Nu o poți îndepărta de pe pagină, dar este undeva într-un colț. Ca ceva excepțional. Aceasta este o perspectivă. Desigur că perspectiva aceasta nu îți aduce prea multă speranță. Ordinea e dezordinea. Învierea e excepția. A doua perspectivă este să considerăm Paștele, învierea, ca punctul de plecare spre ceea ce va fi dus cu siguranță la desăvârșire. E startul. E punctul de plecare dacă ne uităm așa la Paște, atunci istoria omenirii în istoria omenirii Paștele nu este o contradicție, ci este prima secvență a ceea ce urmează să cuprindă toate cu certitudine. Dacă te uiți la Paște, nu ca la o excepție, la învierea lui Isus nu ca la o excepție, ci ca la startul Înnoirii tuturor lucrurilor. Atunci totul se schimbă. Într-o lume dezordonată, guvernată de întuneric, de păcat de suferință și de moarte, undeva într-un colț de lume se aprinde o luminiță și se stinge. Dacă vezi așa învierea. Dar dacă o privești ca pe o lumină care apare și care crește și crește și crește și crește și care reprezintă startul și garanția că acest start este urmat de înnoirea tuturor lucrurilor, atunci lucrurile capătă o altă perspectivă. Dumnezeu este cu noi. Învierea garantează slava viitoare. Oameni buni, nu păcatul are ultimul cuvânt. Nu diavolul și nici moartea ultimul cuvânt îl are Domnul nostru Hristos. Împărăția lui este aici. Mesajul nu vă temeți e de actualitate și este adevărat. Învierea lui Iisus Hristos ne deschide perspectiva spre lumina speranței. A înviat Iisus. Mâine poate să fie mai bine. Există viitor, există nădejde pentru copiii lui Dumnezeu. Există viitor, nădejde pentru societate. Ne gândim cu spaimă la război. Am scăpat de criza de coronavirus, vine război. Ce se va alege de lume? Frații mei, dacă te uiți la crize, ignorând învierea, cazi în depresie. Dacă te uiți la crize, prin lentila învierii lui Isus. Speranța este cheia în care citești evenimentele. Speranța învierii nu ne cere să ignorăm realitatea palpabilă de lângă noi. Speranța învierii nu ți închide ochii la crizele vieții. Speranța învierii este cheia în care le interpretezi și le citești. E lentila, e nuanța în care le vezi. E gama în care se cântă istoria omenirii. E o schimbare. Prin urmare, dragi tineri, vouă, în primul rând, mă adresez, priviți viitorul vostru cu speranță. Cei care sunteți mai în vârstă, mai în vârstă decât mine, de vârsta părinților mei, a bunicilor noștri, veți spune speranța noastră se leagă de veșnicie. Mergem la Dumnezeu în slavă. Slavă Domnului pentru această perspectivă. Dumneavoastră sunteți foarte aproape de vorbele lui Pavel mi-am sfârșit alergarea. Dar cei mai tineri nu pot să spun asta. E posibil că alergarea să fie foarte aproape de sfârșit și pentru tineri. Și de aceea îi chem pe tineri să se împace cu Dumnezeu cu grăbire, fără să se mai amăgească zicând am mulți ani. Nu să știe dacă ai. Poate ai. Poate n-ai. Dragi tineri, alergarea care vă stă înainte trebuie să fie privită cu speranță. Vă îndemn să nu abandonați școala, a, cineva zice, ce rozmare să faci școală în vremurile astea de criză? Dau ăștia cu bomba, vine războiul peste noi, lasă școală. Mergem la iarbă verde, jucăm fotbal. Țineți-vă de școală. Faceți-vă familii, căsătoriți-vă. Viitorul trebuie privit cu speranță. Unii v-ați descurajat și ați zis, o, unde să mai faci familie în situațiile astea, în vremea asta, unde să stai, cum să faci, cum să te descurci. Nu vă bateți capul prea mult cu lucruri care vin de la sine. Dumnezeu dă binecuvântare. Ocupați-vă de lucrurile mari, căsătoriți-vă. Faceți școală, munciți cu hărnicie. Unii dintre dumneavoastră sunteți căsătoriți, faceți copii. Ați auzit bine? Viitorul conferă creștinilor speranță. Fiți părinți! Lăsați ca puterea învierii lui Iisus să guverneze planurile vieții voastre. Cumpărați-vă casă. Cumpărați-vă mașină. O să zic că un soț, ah, fratele meu. dacă ai ști ce ne -ai caz, ne-ai băgat în casă acum. De acord, prin bună înțelegere. Ideea este să nu ne dăm demisia de la angajarea în planul concret al vieții de zi cu zi. Întorcându-ne în odăile ascunse ale autoizolării și trăind pentru ceasul următor. Trăiți pe termen lung. Hristos a înviat. El ne dă dreptul să sperăm. Ne dă dreptul să aspirăm spre un viitor mai bun. Și în zilele, în zilele acestea, și în viața de pe pământ. Nu doar în cea care vine. Iată, dar, sensul învierii lui Isus în legătură cu speranța pentru o lume aflată în criză. Vom încheia dimineața aceasta părtășia noastră, chemându-vă să ne întoarcem cu toată inima spre Dumnezeu. În rugăciunea noastră să-i spunem lui Dumnezeu că ne bucurăm și că îi mulțumim că nu ne-a părăsit. Că prin înviere ne garantează iertarea și înnoirea și învierea și biruința în ziua de acum. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm.